Vești cât se poate de proastă pentru șoferi. Timp de 6 luni, tarifele RCA vor fi plafonate la nivelul de luna trecută, nu la cel de anul trecut, așa cum era inițial proiectul. Autoritatea de supraveghere financiară a fost impresionată de insistențele asigurătorilor, cei care susțin că ei ar ieși în pierdere dacă vând la prețurile de anul trecut. Așa că vom plăti în continuare și cu 40% în plus atunci când facem asigurarea obligatorie. După ce săptămâna trecută autoritatea de supraveghere financiară spunea că vrea plafonarea RCA la nivelul din martie 2022, acum vine cu altă propunere. Tarifele RCA vor fi plafonate la nivelul prețurilor practicate de asigurători pe data de 28 februarie 2023. Asta după ce ASF spune faptul că firmele de asigurare nu și-ar fi permis să vândă la nivelul prețurilor din martie 2022. Acum proiectul merge de la ASF către Ministerul de Finanțe și este foarte posibil să fie adoptat în ședința de guvern de miercuri. Perioada de un an de zile este retroactivă, nu ar putea funcționa în practică așa cum ne-am fi dorit. Am ales o dată anterioară tarifelor de referință publicate de curând. Primele medii practicate de societățile de asigurări în luna februarie sunt mai mici decât tarifele de referință. Adică vom plăti mai puțin în medie cu 12% decât acum. Tarifele sunt însă mult mai mari față de anul trecut. De exemplu, un șofer cu vârsta sub 30 de ani, cu o mașină cu un motor cuprins între 1,8 și 2 litri, plătea în 2022 în medie 1853 de lei. Acum a ajuns la un preț de 2505 lei. Un altul cu vârsta între 41 și 50 de ani plătea pentru un autovehicul de până în 1,6 litri 956 de lei. În 2023, același șofer achită și 1265 de lei. Ar trebui sau nu să fie plafonate tarifele RCA? Normal că ar trebui să fie. Prea multe scumpiri. Anul trecut era 950. Acum vă dați seama că e 1350. E o diferență. Câștigăm un respiro cu aceste 6 luni. Este ceva total antieconomic. Data trecută când s-au plafonat tarifele, ulterior expirării termenului de plafonare, tarifele au crescut brusc. Tot astăzi, Consiliul Concurenței a venit în Parlament pentru a da explicații în cazul insolvenței Euroins. Deși inițial Bogdan Chirițoiu a anunțat că va fi în America și că nu poate participa la Comisia din Senat. Ați intrat pe telefon la emisiune și a zis că sunt în Statele Unite. Că voi fi. Nu, ai zis că sunt. Dar de ce mințiți așa, sincer? A dat amenzi, se scuză șeful instituției, dar legea nu i-a permis să împiedice societatea falimentară să devină lider pe piața RCA. Când cineva are un preț mic, îi dă clientului lui un preț mic, asta nu e un subiect în care eu, Consiliul Concurenței, ar trebui să intervin. Dați-vă, domnule, demisia. Mă declar, ca să zic așa, învins de non-argumentul dumneavoastră. N-am avut ce să fac. Dom'le, dacă nu puteți, la revedere, găsiți-vă alt drum, rămâneți până America, că tot n-am înțeles cum ați venit. Aveți două bombițe mari sub scaun. Doar două. Le știți, le simțiți? Până acum, în urma insolvenței Euroins, nimeni nu și-a dat demisia.